Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție! Vom discuta despre teorema catetei. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem ce ne spune teorema catetei. Avem un triunghi ABC cu unghiul drept în A, avem AD perpendicular pe BC, AD fiind înălțimea triunghiului dreptunghic cu D aparținând lui BC. Într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este media geometrică a lungimii ipotenuzei și a lungimii proiecției ei ortogonale pe ipotenuză. Deci noi dacă o să ducem înălțimea din A, AD, perpendicular pe BC și se formează BD și DC. Și atunci, teorema catetei o putem exprima astfel. Adică AB la pătrat va fi egal cu BD ori BC. Iar pe AC îl putem exprima ca fiind AC la a doua egal cu CD ori BC. Haideți să vedem cum se aplică aceste teoreme în probleme. Avem următoarea problemă. Într-un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade, și înălțimea dusă din A, adică AD perpendiculară pe BC, se cunosc următoarele. Adică BD este egal cu 27 de centimetri și CD este egal cu 48 de centimetri. Și se cer BC, AD, AB și AC. Haideți să vedem ce putem afla mai întâi. Deci, prima cerință este BC, iar noi observăm că noi cunoaștem cele două porțiuni, BD și DC. Iar dacă le vom aduna, adică BC va fi compus din BD plus DC. Și observăm că avem toate aceste laturi, adică BC va fi egal cu 27 plus 48. Iar de aici rezultă. BC va fi egal cu 75 de centimetri. Iar acum a doua cerință este ADU, să aflăm înălțimea. Iar într-o lecție precedentă am discutat despre teorema înălțimii. Și atunci noi știm că triunghiul ABC este dreptunghic cu măsura unghiului A de 90 de grade. Și atunci putem aplica teorema înălțimii. Iar teorema înălțimii este A de la puterea 2-a egal, egal cu... Haideți să o scriem prima dată. BD ori CD. Și atunci putem scrie că A de la puterea 2 este egal cu 27 ori 48. AD Va fi egal cu haideți să nu facem înmulțirea pentru, nu, pentru a nu obține un număr foarte mare, și atunci facem direct radical din 27 ori 48 și vom încerca să descompunem termenii pentru a ne fi mai ușor. AD este egal cu 27 descompus, ar fi 3 la 3, -a. iar 48 putem să ne gândim la 16 ori 3. Și atunci putem să scriem 3 la 3 -a ori în loc de 16. Scriem 4 la 2 ori 3. Și acum observăm că avem 3 la 3 -a ori 3. Asta înseamnă 3 la 4 -a ori 4 la 2. Iar de aici, 3 la 4, radical din 3 la 4 va ieși ca 3 la 2 și 4 la 2 va ieși ori 4. Și vom avea 9 ori 4 adică 36 de centimetri. Deci am aflat cea a doua cerință, adică înălțimea. Iar acum va trebui să aflăm catetele AB și AC. Iar acum vom putea aplica teorema catetei. Deci vom putea scrie că rezultă prin teorema catetei, deci suntem în același triunghi dreptunghic și vom aplica pentru AB. Și teorema catetei ne spune că AB la a doua va fi egal cu BD ori BC. Da? De deci am scris că AB la puterea a doua este egal cu porțiunea aceasta BD ori BC. Adică 27, BDU este 27, iar pe BC l-am aflat ca fiind în total 75 de centimetri. Deci vom scrie că AB la puterea a doua va fi egal cu 27 ori 75. Și din nou facem același lucru, adică vom scrie că AB va fi egal cu radical din 27 ori 75, deci fără a face calculele. Iar acum vom descompune sub radical, 27 îl scriem ca 3 la 3 -a ori în loc de 75 este 3 ori 25. Adică ori 3, ori 5 la 2. Da? Pentru că noi putem descompune și în acest mod: 75 se împarte la 5, asta înseamnă 15, se împarte din nou la 5, care ne dă 3, 3 se împarte la 3. Și atunci vom scrie 5 la 2, ori 3. Și va rezulta. 3, din nou, 3 la 3 ori 3 ne dă 3 la 4 ori 5 la 2. Iar acum AB va fi egal cu 3 la 4 iasă de sub radical ca 3 la 2, iar 5 la 2 iasă de sub radical ca 5. Și de aici rezultă că AB va fi egal cu 9 ori 5, adică AB va fi egal cu 45 de centimetri. Și acum va trebui să aflăm pe AC. Din nou vom aplica teorema catetei pentru AC de data aceasta. Și vom scrie că AC la a doua va fi egal cu CD ori BC, adică 48 ori 75. Haideți să scriem teorema catetei pentru AC. AC la a doua va fi egal cu CD ori BC adică CD este 48 ori BC 75. Din nou, facem AC egal cu radical din 48 ori 75. Haideți să-l descompunem pe 48. 48 se împarte la 2, ne va da de 24, se împarte din nou la 2, ne dă 12 cu 2, 6, se împarte la 2, 3, 3 cu 3 și 1. Și vom avea 2 la puterea 1, 2, 3, 4. Deci 2 la 4 ori 3. Și 75 l-am descompus mai sus este 3 ori 5 la 2. A, a ce va fi egal cu? 2 la 4 ori 3 ori 3 ne va da 3 la 2 ori 5 la puterea 2. AC va fi egal cu, haideți să vedem ce iasă de sub radical, 2 la 4 -a va ieși ca 2 la 2, 3 la 2 iasă ca 3 și 5 la 2 va ieși ca 5. Și AC va fi 4 ori 3 ori 5. Și vom obține AC ca fiind 4 ori 3, 12 ori 5, 60 de centimetri. Și am aflat toate cerințele iar acum la punctul B, avem același triunghi dreptunghic ABC, cu măsura unghiului A de 90 de grade. Haideți să scriem, triunghiul ABC dreptunghic, măsura unghiului A este de 90 de grade și AD este perpendicular cu PBC cu D aparținând lui BC. Haideți să vedem ce avem. Avem AC ca fiind 40 de centimetri, CD este 32 de centimetri și noi va trebui să aflăm BC, BD, AB și AD. Deci cel mai repede este să-l aflăm pe BC, pentru că noi știm că, deci putem scrie că rezultă conform teoremei catetei, că acela la a doua este egal cu CD ori BC. În loc de AC vom scrie 40 la puterea a doua egal cu CD 32 ori BC. 40 la puterea 2 înseamnă 1600 egal cu 32 ori BC. Iar de aici rezultă că BC va fi 1600 supra 32. Și dacă vom face împărțirea, 32 în 160 se cuprinde de 5 ori, 5 ori 2 este 0, 3 ori 5, 15, cu 1 din minte, 160 și mai rămâne un 0. Deci, 160 cu 32 împărțit la 32 ne va da 50 de centimetri. Acum, următoarea cerință este BD. Deci, noi l-am aflat pe tot acest BC ca fiind 50 de centimetri. Iar acum este foarte ușor să-l aflăm pe BD. Pentru că BD va fi egal cu BC minus CD. Deci vom scrie că BD va fi egal cu BC minus CD. Iar BD va fi egal cu 50 minus 32, adică BD va fi egal cu 18 cm. Deci l-am aflat pe BD ca fiind 18 cm, iar acum va trebui să-l mai aflăm pe AD, AB. AB tot cu teorema catetei, pentru că știm BD și știm tot BC. Și vom putea scrie că AB la puterea a doua va fi egal cu BD ori BC. Adică AB la puterea a doua va fi egal cu 18 ori 50. AB va fi egal cu radical din 18 ori 50. Pe 18 îl scriem ca 2 ori 9, adică 2 ori 3 la a doua, iar pe 50 2 ori 25, 2 ori 5 la a doua. Deci, atenție, sub radical descompunem un factor ireductibil înainte de a face această mulțire, adică 18 ori 50, pentru că o să ne dea un număr mare, iar apoi din nou trebuie să extragem radicalul. Deci nu are sens, cel mai ușor este să descompunem fiecare termen. Și observăm că avem 2 ori 2, adică 2 la 2, ori 3 la 2, ori 5 la 2. Și de aici va rezulta B ca fiind 2 ori 3 ori 5. Adică AB va fi egal cu 30 de centimetri. L-am aflat și pe AB, deci ne-a dat 30 de centimetri. Și acum va mai trebui să-l aflăm pe AD. Și putem aplica teorema înălțimii pentru că știm aceste două porțiuni, adică BD ori DC. Și vom putea scrie rezultă, deci în acest triunghi conform teoremei înălțimii, Că AD la puterea a doua este egal cu BD, ori CD. Adică AD la puterea a doua va fi egal cu 18 ori 32. AD va fi egal cu radical din 18 ori 32, iar de aici rezultă că AD va fi egal cu radical din 2 ori 9, adică 2 ori 3 la 2 ori 32, adică 2 ori 16. 2 ori 4 la 2. AD este egal cu radical din 2 la 2, ori 3 la 2, ori 4 la 2. Adică AD va fi 2, ori 3, ori 4. Și AD este 6 ori 4, adică 24 de centimetri. Și am aflat cerințele problemei. Mergem mai departe la următoarea problemă. Avem din nou un triunghi dreptunghic. ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade. Avem AD perpendicular pe BC și avem că latura AB este mai mică decât latura AC. Și se dau. La primul punct avem că 6 ori BD plus CD este 168 de centimetri și BC este 60 de centimetri. Și va trebui să calculăm toate aceste laturi. BD, CD, AB, AC și AD. Haideți să vedem cum facem. Pornim de la, de la relațiile care ni se dau la punctul A. Adică avem 6 ori BD plus CD egal cu 168. Și mai avem că BC este 60 de centimetri. Ce facem cu aceste două relații? Păi noi pe BC putem să-l scriem că BC este compus din BD plus CD. Și pentru că BC este 60, noi vom putea scrie următoarea relație. Că BD plus CD este 60. Și acum de desubt o să punem această relație că 6BD plus CD este egal cu 168. Și vom putea face un sistem, pentru că avem două necunoscute, BD și CD, și două relații. Și am alcătuit un sistem pe care vom putea să rezolvăm fie prin metoda substituției, adică scoatem o necunoscută în funcție de cealaltă și o înlocuim în următoarea ecuație, sau prin metoda reducerii. Va trebui să reducem o necunoscută pentru a afla-o pe cealaltă. Vă voi lăsa în descriere un link cu metoda de rezolvare a celor două metode, metoda substituției și metoda reducerii. Mie mi se pare că cea mai ușoară metodă pe care o vom putea aplica aici este metoda reducerii. Lăsați și voi un coment cu ce metodă aplicați. Haideți să mulțim a doua relație sau prima relație. Haideți să o mulțim cu minus 1. Și vom avea minus BD, deci o mulțim fiecare termen cu minus 1, minus CD, egal cu minus 60. Iar jos o lăsăm așa: 6 BD plus CD egal cu 168. Și acum vom aduna cele două relații. Adică minus BD plus 6 BD ne va da 5 BD, minus CD plus, plus CD se reduce și vom mai avea 168 minus 60, adică ne va da 108. Iar de aici rezultă că BD va fi 108 supra 5. Fie lăsăm sub formă de fracție, fie putem scoate un număr cu decimală. Și acum, pentru că l-am -am aflat pe BD, putem să-l înlocuim într-una din ecuații și să-l aflăm și pe CD. Și vom avea 108 supra 5 plus CD va fi egal cu 60. Observăm că avem numitor 5, asta înseamnă că toată ecuația o vom înmulți cu 5, pentru a scăpa de numitor. Și vom avea 108 plus 5CD egal cu 300. 5CD va fi egal cu 300 minus 108. Adică 5 ori CD va fi egal cu 300 minus 108. Ne va da 192, deci de aici rezultă că CD va fi 192 supra 5. Și asta înseamnă că am aflat primele două cerințe, BD și DC. Acum trebuie să le aflăm pe AB și pe AC le vom putea afla cu teorema catetei. Deci rezultă conform teoremei catetei că AB la a doua va fi egal cu BD ori BC. Adică AB la puterea a doua va fi egal cu BD, am zis că este 108 supra 5, ori BC care este 60. AB la puterea 2 este egal cu, observăm că 5 cu 60 se simplifică, jos rămâne 1 și sus 12. Și vom avea 108 ori 12. Din nou, nu facem mulțirea, ci le vom scrie sub radical. AB este egal cu radical din 108 ori 12. AB va fi egal cu, haideți să-l descompunem pe 108. Se împarte la 2, ne va da 54, se împarte la 2, ne dă 27, se împarte la 3, ne va da 9, care se împarte din nou la 3, și 3 la 3, și 1. Și vom avea 2 la 2, ori 3, la 2 la 2, ori 3 la 3, ori 12, care este 4, ori 3, adică 2 la 2, ori 3 și vom obține AB va fi egal cu... Haideți să mai scriem încă o dată, 2 la 2 ori, 3 la 3 ori 3 vine 3 la 4 ori 2 și putem scrie direct 2 la 4, da? Pentru că facem 2 la a 2 cu 2 la 2 și vom scrie 3 la 4, adică AB va fi egal cu 2 la 2 ori 3 la 2. Deci AB va fi 4 ori 9, deci de aici rezultă că AB ne va da 36 de centimetri. Și acum va trebui să le aflăm tot prin teorema catetei pe AC. Deci AC la puterea a doua va fi egal cu CD ori BC. Adică AC la puterea a doua va fi egal cu CD. Am obținut 192 supra 5 ori, ori 60. Acela a doua este egal cu cum? Simplifică, simplificăm din nou 5 cu 60. să rămâne 1, sus 12. Și vom avea 192 ori 12. Adică, acela puterea a doua va fi radical din 190AC. Este egal cu radical din 192 ori 12. Haideți să-l descompunem pe 192. Se împarte la 2 ne dă 96, care se împarte la 2, ne dă 48, se împarte la 2, 24, din nou la 2, 12, cu 2, 6, cu 2, 3 și 3, cu 3. Și vom avea 2 la puterea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci în loc de 192 vom pune 2 la puterea 6 ori 3. Și în loc de 12 punem 2 la a doua, adică 4 ori 3. Deci, AC va fi egal cu 2 la 6, ori 2 la 2 ne dă 2 la 8, ori 3, ori 3, 3 la 2. -a. Deci, AC va fi 2 la 4, -a ori 3. AC ne va da 16, ori 3. Deci, rezultă că AC va fi 48 de centimetri. Iar acum. Ultima cerință va trebui să-l aflăm pe AD. AD cu teorema înălțimii pentru că știm BD ori DC. Deci rezultă conform teoremei înălțimii că AD la puterea a doua este egal cu BD ori CD. AD la puterea a doua va fi egal cu 108 supra 5 ori 192 supra 5. A de la puterea a doua, haideți să scriem direct radical. A de va fi egal cu radical din 108 ori 192, totul supra 5 ori 5, va fi 5 la a doua. Acum, haideți să-l descompunem pe 108. 108, cred că l-am descompus și mai sus. Da, 108 este un. 2 la 2, ori 3 la 3. Ori 192 l-am descompus ca 2 la a 6, ori 3. Totul supra 5 la 2. Deci AD va fi egal cu radical din Sus avem 2 la 2 ori 6, 2 la 6, 2 la 8, ori 3 la 3, ori 3, ori 3 la 4. Totul supra 5 la 2. Deci AD va fi egal cu. Haideți să vedem ce iasă de sub radical. De sub radical iasă în loc de 2 la 8, iasă 2 la 4, ori 3 la 2. Totul supra 5. Deci, de aici rezultă că AD va fi egal cu 2 la 4 este 16 ori 9, supra 5. 16 ori 9, 9 ori 6 ne dă 54, 5 în minte, 9 și cu 5 144, supra 5. Deci, am aflat și ultima cerință. Iar acum la punctul B observăm că avem CD minus BD egal cu 14 cm și BD minus CD este 9 supra 16. Și va trebui să aflăm BD, CD, AB, AC, BC și ADD și tot ce se poate afla în triunghiul dreptunghic. Haideți să pornim de la acest raport. Avem că BD supra CD este egal cu 9 supra 16. Și ce vom face? Vom face proporții derivate, adică jos îl vom scădea din CD pe BD. Și vom scrie în felul următor: BD, supra, CD, minus BD. Deci, scădem numărătorul jos la numitor. Egal cu 9 supra, 16 minus 9. Pentru că noi. Avem că CD minus BD este 14, iar jos am obținut CD minus BD, pe care îl vom putea înlocui cu 14. Și vom scrie că BD supra 14 va fi egal cu 9 supra, 16 minus 9 ne dă 7. Iar de aici rezultă că BD va fi 14 ori 9 supra 7. Simplificăm 7 cu 14 sus, ne rămâne 2, și vom avea că BD este egal cu 2 ori 9, pentru că jos ne-a rămas doar 1, adică cu 18 cm. Deci am aflat că BD este 18 cm. Iar acum va trebui să-l aflăm pe CD, care este simplu, îl aflăm din relația CD minus BD egal cu 14. Adică CD minus BD egal cu 14. Deci CD minus 18 va fi egal cu 14. CD va fi egal cu 14 plus, 8, plus 18. Rezultă că CD va fi egal cu 32 de centimetri. Am aflat BD și CD. Și acum putem să aflăm întreaga latură BC. Pentru că BC se compune din BD plus DC. BC este egal cu BD plus CD, adică 18 plus 32 ne va da 50 de centimetri. Iar acum putem să aflăm, continuăm cu AB și AC, cu teorema catetei. Aflăm pentru că avem cele două porțiuni, BD și DC, și avem BC-ul. Deci rezultă conform teoremei catetei că AB la puterea a doua este egal cu BD ori BC. Adică AB la puterea a doua este egal cu BD, care ne arată 18 ori 50. AB, la, AB va fi egal cu radical din 18 ori 50, adică AB va fi egal cu 18 2 ori 9, 2 ori 3 la 2, ori 50 va fi 2, ori 5 la 2. AB este egal cu. Haideți să vedem, avem 2 la 2, ori 3 la 2, ori 5 la 2. AB este 2, ori 3, ori 5. AB va fi egal cu 2 ori 3 este 6, ori 5. 30 de centimetri că adică AB ne-a dat 30 de centimetri și acum îl vom afla și pe AC tot cu teorema catetei și vom avea că AC la puterea a doua este egal cu CD ori BC AC la puterea a doua va fi egal cu CD este 32 ori BC ori 50 Adică AC va fi egal cu radical din 32 ori 50. Descompunem sub radical. 32 este 2 ori 16, 2 ori 4 la a doua, iar 50, 2 ori 5 la 2. Și vom avea AC egal cu 2 la 2 ori 4 la 2 ori 5 la 2. Adică AC va fi 2 ori 4 ori 5 acela va fi egal cu 40 de centimetri. Am aflat și pe AC ca fiind 40 și ne-a mai rămas înălțimea AD pe care o vom afla cu teorema înălțimii. Deci rezultă conform teoremei înălțimii în acest triunghi că AD la puterea a doua va fi egal cu BD ori CD. Adică AD la puterea a doua va fi egal cu 18 ori 32. AD este radical din 18 ori 32. Și AD îl vom putea scrie ca fiind radical din 2 ori 3 la a doua, Ori 2 ori 16, 2 ori 4 la a doua. Deci AD va fi egal cu radical din... 2 la 2 ori 3 la 2 ori 4 la 2. Adică AD va fi 2 ori 3 ori 4. Și am obținut că AD este 24 de centimetri. Dar pe AD îl vom mai pla și cu altă formulă. Mai avem o formulă pentru înălțime, adică cateta ori cateta supra ipotenuză. Vom putea scrie că e AB ori AC supra BC. Adică AB am obținut ca fiind 30, AC-ul am obținut ca fiind 40, totul supra 50. BC-ul este 50. Și vom obține că vom putea simplifica 30 cu 50 prin 10, sus rămâne 3 și jos 5. 5 cu 40 sus rămâne 8, jos 1 și ne-a mai rămas 3 ori 8, adică 24 de centimetri. Deci am aflat înălțimea prin cele două metode.